ce credeți că este fericirea? Tocmai v-a spus, dar are și partea a doua, care sunt pașii, da, cu doi de ei, unul cu unul, pentru a fi fericit. În general sunt un pas în față, doi în spate ca să fii fericit. Deci cu cât ești mai în expectativă, cu atât fericirea e mai important de împlinit. Nu cred că există pași pentru fericire. Cred că există oameni care să te ajute să fii fericit, realități care să te ajute să fii fericit, bucurii care să te ajute să fii fericit. Eu asta cu 10 pași n-am aplicat-o nici măcar în terapia anti-alcool, că mi se pare că e prea strict matematică. Eu am fost un copil cu minte la matematică, dar doar cu minte. Cred că oamenii nu sunt făcuți să împlinească niște etape. Unii ard etapele. Le trăiesc într-un fel sau altul mai repede decât alții, altfel decât alții, în alte construcții decât alții. Cred că e important să învățați primul pas din fericire, că ea există.